Inspectoratul de poliție Soroca a emis o avertizare importantă pentru locuitorii municipiului și raionului cu privire la o tactică de escrocherie tot mai frecventă în ultimele zile. Escrocii utilizează apeluri telefonice și se prezintă la domiciliile victimelor și comunică că un membru al familiei a fost implicat într-un accident rutier și solicită asistență financiară urgentă. Poliția avertizează că aceste persoane se bazează pe sentimentele de compasiune ale oamenilor pentru a obține bani și n-au nimic comun cu tragediile. Cetățenii sunt îndemnați să fie extrem de precauți și să verifice întotdeauna veridicitatea informațiilor, înainte de a oferi ajutor financiar sau de orice altă natură. În cazul în care sunt contactați de presupuși membri ai familiei, implicați în accidente rutiere, se recomandă să solicite detalii specifice și să contacteze direct persoana în cauză sau alte surse de încredere pentru a confirma autenticitatea situației. Poliția subliniază importanța raportării imediate a acestor incidente pentru a preveni alte tentative de escrocherie și pentru a proteja comunitatea împotriva acestui tip de fraudă. Siguranța și bunăstarea comunității sunt prioritare, iar printr-o atitudine de conștientizare și acțiuni responsabile, astfel de încercări de fraudă pot fi contracarate cu succes. Fiți vigilenți! Și informați autoritățile competente despre orice activitate suspectă.